Hristos a înviat! Ce ați făcut în această vacanță? Sper că v-ați distrat, că v-ați întâlnit în parc cu prietenii voștri și că ați călătorit, chiar dacă nu atât de departe, precum mica noastră albină Mițu, mândra meliferă ce trece marea în premieră. Mițu a făcut acest zbor, pentru a salva suratele de un soi de viespe venit tocmai din Orient, fără maniere sau accent. Curajoasa Mițu a ajuns la un stup nipon, în care a reușit a intra abia după o săptămână de așteptare, în care nu a uitat de bunele maniere. Acolo erau alt rit și alte nevoi și, surprinzător, misiunea soldaților nu era aceea de a le mustra pe albinele mai leneșe, ci de a le reaminti suratelor dedicate muncii să-și mai ia, din când în când, o pauză bine meritată. Mițu a trudit o vară întreagă, dar oare va fi suficient pentru a fi acceptată de albinele nipone ca acestea să-i dezvăluie tacticile lor de apărare? Vă las pe voi să aflați sfârșitul acestei mici odisei scrise de Mircea Dragu și ilustrate de Boico Otilo. Pe data viitoare!